Bine v-a regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. M-am gândit să mai facem un video în această seară pentru cei care aveți o relație nouă și vă întrebați dacă această persoană este sufletul vostru pereche sau pur și simplu vă place de cineva, doriți să fiți cu această persoană, dar vă întrebați dacă este menit să fiți împreună, dacă este sufletul vostru pereche. Și m-am gândit să fac acest video pentru cei care aveți relații noi sau doriți, sunteți la începutul. Ca să spun așa, poate mulți dintre voi într-o prietenie cu o persoană cu care vă doriți să fiți. Haideți să vedem. Vom avea decât două variante. Va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 2. Voi folosi un pachet tarot și un oracol. Și să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. Haideți să începem cu etalarea numărul 1. Haideți să vedem. Pentru cei de la etalarea numărul 1, este persoana la care v-ați gândit. Să vă gândiți foarte bine la această persoană. Este sufletul vostru pereche. Este menit să rămâneți împreună. Pentru cei care sunteți la începutul unei relații sau vă place de cineva anume, este această persoană menită să fie cu voi? Este sufletul vostru pereche? Ok, avem o carte întoarsă. Haideți să vedem. Etalarea numărul 1. Energia nouă din viața voastră. Este sufletul pereche? Detalii despre persoana nouă din viața voastră, etalarea numărul 1, energia nouă. Încă o carte, vă rog. Încă o carte, vă rog. Cartea mi-a dat 3. Ok. Bun, mulți dintre voi stați să vă întrebați dacă este sufletul vostru pereche. Mulți dintre voi, cu siguranță, ori sunteți zodii de foc, ori aveți de-a face cu cineva dintr-o zodie de foc. Probabil că a fost o relație mai greuță, ca să spun așa, sau un început mai greuț cu această persoană, pentru că văd că ați întâmpinat anumite obstacole, și anume pot fi lucruri din trecut, bagaje din trecut cu care ambii ați venit. Mai am aici ca și zodii Gemeni, Balanță, Vărsător, Rac, Scorpion, Taur, Balanță. Ok, dar poate fi oricare altă zodie sau voi puteți fi oricare altă zodie. Bun, din câte văd aici, persoana asta vă aduce foarte multă bucurie și foarte multă fericire în suflet, ceea ce voi n-ați mai avut de foarte mult timp. Sunteți clar suflete pereche, ăsta este răspunsul direct. Sunteți mai mult decât suflete pereche. A fost o întâlnire, ca să spun așa, moment turn. Poate niciunul dintre voi nu vă așteptați să vă întâlniți cu această persoană. Niciunul dintre voi nu vă așteptați ca această energie să apară în viața voastră. Niciunul dintre voi nu credeți că o să mai aveți parte de ceva așa de frumos. Având și luna și soarele, persoana asta nu numai că vă aduce satisfacție și pe plan mental, este egalul vostru și pe plan spiritual și emoțional, dar pur și simplu vă face lumină în tot ce ține din viața voastră. Persoana asta a apărut într-un moment din viața voastră când voi aveați nevoie de claritate mentală. Poate că unii dintre voi ați avut obstacole, vreau, nu vreau, vreau, nu vreau, pur și simplu ce să fac pe mai departe. Persoana asta a adus momentul turn în viața voastră, dar momentul turn nu a fost unul rău. Pentru că a fost o formă prin care această persoană v-a trezit să vă dați seama că vă doriți un nou început și că sunteți suflete pereche.
Ați avut energia de doi de pentacule. Poate mulți încă stați în energia asta, dar asta o să se întâmple. Și anume, trecutul. Cineva aici ori are două relații și trebuie să scape de una dintre aceste pentacule, ori este o relație din trecut, o persoană din trecut, ori o incertitudine legată de persoana nouă. Clar, această persoană vă vede la adevărata voastră valoare. Această persoană vă apreciază totul la voi. Vă consideră niște persoane foarte frumoase, persoane foarte talentate, creative. Vă divinizează. Persoana asta vă divinizează. Și da, sunteți suflete pereche. Mulți dintre voi care încă n-ați trecut la acest nivel cu această persoană și încă o respingeți sau îl respingeți, vă puneți bariere de protecție, practic, când această persoană, practic, împinge către voi cu fericire, tocmai din cauza trecutului. Iar dacă voi încă n-ați trecut prin momentul turn, îl veți avea ca să ajungeți la fericire și la bucurie cu această persoană. Persoana asta trezește ceva în voi, clar. Poate că mulți dintre voi nu sunteți lămuriți cu referire la trecut și poate asta și va face persoana nouă ca să vă trezească. Haideți să vedem 7 de bute. De ce? 7 de bute. Pentru că vă deschideți inima greu sau v-ați deschis inima greu în fața acestei persoane. Exact. Când rece, când cald. Când rece, când cald. Dar îmi place această carte. Înseamnă că veți trece sau ați trecut de etapa asta. 3 de săbi întors. 4 de săbi, mă scuzați. 4 de săbi întors. Clar, persoana asta lucrează la recuperarea voastră și vă ajută să vă recuperați și asta ține și de voi. Dar, clar realizați că sunteți meniți să fiți împreună și vă îndrăgostiți de această persoană dacă n-ați făcut-o deja. Iar această carte reprezintă neliniștea voastră. Pentru cei care încă n-ați trecut de perioada asta și nu v-ați vindecat de trecut, să știți că persoana asta va fi alături de voi până veți reuși. Pentru că la voi are loc o transformare după o perioadă în care a existat o stagnare foarte mare, un fals suflet pereche din trecutul vostru, o persoană rece, o persoană extrem de indiferentă, care v-a tratat cu indiferență, o persoană pe care poate mulți dintre voi ați părăsit-o, pentru că 8 de cupe asta înseamnă că ați părăsit acea persoană pentru că nu vă mai regăseați în mediul respectiv, pentru că persoana aia avea mult prea multe opțiuni sau v-a tratat ca pe opțiune sau pur și simplu s-a comportat imatur. Pur și simplu persoana asta a alergat după prea mulți ieburi. Bun. Cavalerul de bute spune totul. Bun, haideți să vedem 9 de cupe. Întâi cred că voi clarifica energiile astea de nelămurire. 8 de săbii. 8 de săbii. Da, este lupta voastră interioară. 8 de săbii. Indecizia voastră, lupta interioară, ce să fac, să merg cu această persoană mai departe, pentru că din asta face parte și încheierea ciclului vostru, persoana asta care a apărut în viața voastră, din asta face parte transformarea asta a voastră, pur și simplu trebuie să treceți prin această transformare ca să ajungeți la lumină. Este destul de greu, 10 de bute, este destul de greu să renunțați la tot bagajul trecutului. Frică, anxietăți, teamă că veți fi înșelați din nou, teamă că veți fi dezamăgiți din nou, mințiți, folosiți, că nu sunteți buni de ajuns pentru această persoană, total greșit. Persoana asta vă iubește și vă vede exact așa cum sunteți. Persoana din trecut v-a făcut să fiți așa, ori dezamăgirile din trecut v-au făcut să fiți așa, dar cine este lângă voi acum, la cine v-ați gândit, nu o să plece de lângă voi. Haideți să vedem 2 de pentacule. Prea multe? Nu. Clar, împăratul cumpărăteasa. Clar, este sufletul vostru pereche și mai mult de atât aflați că o să ajungeți la căsătorie cu persoana asta. Este o persoană foarte înțeleaptă și este o relație cu o persoană dintr-o altă viață. Este ceva profund pe care nici voi nu l-ați înțeles de la bun început.
Persoana asta are toată răbdarea din lume cu voi, cavalerul de monede. Se mișcă foarte încet alături de voi și are răbdare. Are răbdare, v-a făcut o ofertă foarte serioasă, dar are și răbdare să treceți peste bagajul ăsta. Și o să vedem imediat 10 de bute. 10 de bute. 10 de bute. 10 de bute. De putem. Zece de bute poate să reprezinte și trecutul vostru. Exact, să treceți peste trecut. Iar mai mult decât atât, pentru cei care ați trecut peste trecut deja, că mulți dintre voi deja ați încheiat socotelele cu trecutul, persoana asta încearcă să vă protejeze de trecut, pentru că trecutul tot încearcă să revină în viața voastră. Iar persoana asta vrea stabilitate, căsătorie și să aveți abundență, bucurie, fericire, să creați ceva frumos împreună, un viitor împreună. Chiar își dorește un copil cu voi. Persoana asta dorește un temei stabil cu voi, însă încearcă și urmărește să vă protejeze de persoana asta obsedată din trecut, care v-a făcut foarte mult rău, din câte văd. Și vreau să văd luna. Luna. Exact, luna. Persoana din trecut, luna. Care poate fi Taur, Fecioară, Capricorn. Poate fi Marea Preoteasă, Pești. Este o persoană care vă urmărește în secret, este o persoană care încearcă tot timpul să revină în viața voastră, este o persoană care energetic încearcă să vă întoarcă înapoi, pentru că își dorește un nou început cu voi. Dar persoana asta nu mai are nicio șansă, pentru că voi deja v-ați îndreptat către 10 de pentacule, 6 de bute. Un nou început. Dacă n-ați făcut-o deja cu această persoană și nu i-ați acordat încredere, veți vedea că puteți să aveți toată baza și toată încrederea. Deci mai clar de atât, avem lumea, 6 de săbii, plecare, 10 de pentacule și asul de bâte. Da, persoana asta este menită pentru voi. Persoana din trecut acum realizează ce n-a știut să aprecieze. Simte că ce a primit este bine meritat pentru ce v-a făcut. A luptat murdar, își dorește să facă în continuare. Foarte multe jigniri văd aici, că o să vină din partea acestei persoane. Foarte multe vorbe urâte. Dar persoana asta nouă vă apără. Soarele. Soarele, temeiul, 4 de bute, exact ce spuneam. 3 de bute. Deci voi treceți de la 3 de bute la 4 de bute. Și anume, lăsați energia aia din trecut și formați un temei stabil cu persoana din prezent. Soarele. Pentru că veți avea claritate că vreți să mergeți tot înainte, pentru că asta este o ofertă foarte serioasă și voi o să fiți cei care o să realizați că nu mai faceți parte din trecut cu acea persoană toxică. Pentru că, din câte văd aici, mulți dintre voi n-ați deschis bine ochii. Dar o veți face dacă n-ați făcut-o încă. Împărăteasa. 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 Poate că multe dintre voi veți fi puse în poziția în care persoana, nu că veți fi, poate sigur se va întâmpla asta cât de curând, persoana asta din trecut mai apare sub forma de rac pe scorpion, cu 5 de cupe, regretele din trecut, 2 de bute, persoana asta vă pune cumva să alegeți, revine în viața voastră, veți avea surpriza că revine în viața voastră să vă pună să alegeți. 7 de cupe, se va considera o opțiune ceea ce v-a făcut pe voi să vă simțiți în trecut. Și să văd cu 2 de bute. Acum persoana asta se simte opțiune.
Doi de butere. Nu, voi nici nu vă gândiți la alegerea asta. Nici măcar nu vă gândiți. 6 de sabii. 2 de butere. Spânzuratul. Nici măcar, nicio șansă. Persoana asta, pregătiți-vă, pentru că o să lupte foarte murdar. Cu vorbe foarte urâte, vai. 5 de săbii cu acest valet de săbii o să vă vorbească foarte urât. Și pentru mulți dintre voi o să încerce să mintă, poate pentru câțiva dintre voi să revină sub o formă de abuz, impunere, autoritate în viața voastră, ca și cum tu mă iubești, trebuie să mai fim împreună, tu mă iubești, nu, n-ai cum, mă iubești. Doar pentru că persoana asta și-a dat seama că a pierdut ceea ce a avut și a realizat ce a pierdut mai exact, asta nu-i dă dreptul să facă aceste lucruri către voi. Dar eu văd că voi nu luați nicio acțiune. Persoana asta din prezent este alături de voi și nu o să plece și mai mult decât atât vă apără de această energie urâtă a trecutului. Și vreau să facem și o clarificare pe acest rege de băte, care este împăratul pentru voi. Exact, împăratul, hierofantul, cum ne-a căzut mai devreme. Persoana asta dorește să construiască cu voi. Poate mulți dintre voi veți colabora și financiar împreună sau v-ați cunoscut prin intermediul muncii. Sau sunteți colegi de servici, regele de băte. Persoana asta ține de voi. Deci ține foarte strâns de voi. Regele de bute. Regele de bute va lupta alături de voi, clar. Apare aceeași energie. Deci persoana din trecut vrea, nu numai cu voi, ci și cu persoana din prezent. Și asta pregătește nascuns cu Marea Preoteasă și cu Luna, să vă urmărească, să știe când să acționeze. Însă voi sunteți foarte echilibrați, nu vă interesează, nu o să dați ocazia la așa ceva. Clar, pentru etalarea numărul 1, da, persoana de care ați întrebat, persoana nouă din viața voastră, este menită pentru voi. Sunteți suflete pereche. Bun, atât am avut și pentru etalarea numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la etalarea numărul 2. Bun, haideți să trecem la etalarea numărul 2. Îmi cer scuze, am uitat să pun cărți din oracol la etalarea numărul 1, dar o vom face la 2. Pentru că foarte mulți dintre voi, oricum vă uitați și la etalarea numărul 2 continuare. Bun, haideți să vedem. Pentru cei de la etalarea numărul 2, energia nouă. Viața voastră, energia nouă. Este o vindecare pentru voi această persoană. Este o persoană care, pe care o să o acceptați într-un final. Este o persoană care s-a simțit respinsă de foarte multe ori de voi. Persoana nouă. Reprezintă frumusețe, reprezintă compasiune. Este o persoană extraordinar de bună, extraordinar de sufletistă. Iar la baza etalării tranziție, persoana asta vă transformă pe voi, vă ajută să treceți de tot ce reprezintă trecut. Haideți să vedem. Pentru cei de la etalarea numărul 2, este persoana voastră nouă, sufletul vostru pereche, sunteți meniți să rămâneți împreună? Este persoana voastră nouă din viața voastră. Suflet pereche, este menit să rămâneți împreună? Persoana nouă din viața voastră. Persoana nouă din viața voastră. Împăratul. Da.
bun. Exact cum ne spun și aceste cărți, persoana asta este plină de compasiune și răbdare cu voi. Da, este scris în stele, să fiți împreună. Este sufletul vostru pereche, este împăratul. Persoana asta are atât de multă dragoste să vă ofere și vorbim totuși de valetul de cupe împreună cu 7 de cupe. Persoana asta cred că a vrut de foarte multe ori, eu simt o respingere din partea voastră, v-a făcut foarte multe oferte, însă de foarte multe ori ați refuzat persoana asta datorită trecutului. Trecutul care i-a spus o barieră, practic, cu roata, este o roată care s-a întors și karma, ca să spun așa, v-a răspătit pe voi numai în bine, aducându-vă această persoană. Dar mulți dintre voi n-ați înțeles că persoana asta este sufletul vostru pereche sau nu veți înțelege până nu veți încheia tot capitolul cu trecutul. Capitolul cu trecutul ori s-a încheiat printr-un moment turn, ori urmează să se încheie printr-un moment turn ca voi să aveți acest nou început cu acest om pe care voi îl tot refuzați. Bun, la baza etalării mi-a căzut tot regele de bute, leu berbec săcetător, dar mai avem taur berbec, mai avem vărsător, gemeni, taur, balanță, vărsător, bun. Dar poate fi oricare altă zodie. Persoana asta este posibil să se fi despărțit de cineva, la fel ca și voi, să aibă același bagaj ca și voi, numai că persoana asta manifestă atât de multă dorință să vă vindece de suferința din trecut, încât persoana asta, puteți să-i faceți orice că nu pleacă de lângă voi. Clar. Vreau să fac o clarificare acum pe acest turn. Da, turnul este persoana voastră obsedată. Ce am spus că e continuare întotdeauna? Ok. Turnul este persoana voastră obsedată din trecut. Treiul de cupe. Pentru că acum putem să numim persoana din trecut a treia cupă, ok? Nu mai sunteți voi a treia cupă. Voi sunteți deja împreună cu cineva. Persoana asta vă urmărește turnul. Turnul a fost sau va fi să încheie cu lumea acest ciclu din viața voastră, definitiv și cu roata. Chiar dacă persoana din trecut o să mai insiste, turnul a fost necesar sau este necesar ca voi să puteți să vedeți persoana nouă într-o lumină bună. Să vedeți persoana asta exact așa cum este, că nu este o persoană care vă minte, nu este o persoană cu intenții rele. Cavalerul de săbi. Simt o foarte mare frică de implicare la voi aici. Cavalerul de săbi. Persoana voastră din trecut a fost o lecție pentru voi și la rândul lui sau la rândul ei și-a învățat lecția. Persoana asta vă regretă, bineînțeles, și ar dori să vă aibă înapoi, însă este mult prea târziu din câte văd pentru că voi ați mers înainte. Asul de bute. Vindecarea la voi a avut loc. V-ați găsit echilibru. Alături de cineva care, persoana asta nouă nu are un 7 de săbi fals, adică nu este o persoană falsă, mincinoasă sau să vă înșele, nu. 7 de săbi a fost tactica și inteligența acestei persoane, ori asta urmează să se întâmple, prin a vă vindeca de trecut, ok? Persoana asta face un 7 de săbi cu voi, este o formă de a vă face, de a vă obține, ca să spun așa, dar nu prin lucruri murdare, în niciun caz. Valetul de cupe. Valetul de cupe. O să începe să vă apropiați foarte mult pe partea de pasiune, pe partea de dragoste de această persoană. O să aveți foarte multă fericire. Momentan, cred că încă nu realizați că v-ați îndrăgostit. Ați tot fugit de această persoană și n-ați realizat lucrul ăsta. Pentru că poate mulți dintre voi încă ați avut conflictul la interior că persoana asta ar putea să fie cum a fost trecutul vostru sau nu vreți să mai suferiți din dragoste. 7 de cupe. 7 de cupe. Persoana asta are și o poziție în care se simte o opțiune pentru mulți dintre voi. Aveți foarte mare grijă. Pentru că pentru mulți dintre voi persoana asta simte că îl tratați ca opțiune și că nu vă iubești, că nu îl iubiți sau o iubiți, ok? Sau
și că voi trebuie să luați o decizie, e vorba de decizia voastră, pentru alții dintre voi persoana asta așteaptă să luați o decizie cu asul de cupe întors, 7 de cupe reprezentând persoana din trecut, și să vă hotărâți să terminați acel capitol odată pentru totdeauna. 7 de cupe. Poate că s-au împrăștiat cărțile. Ok, bun. Deci persoana asta pur și simplu așteaptă ca voi să luați o decizie pentru că simte că mulți dintre voi stagnați într-o incertitudine când vine vorba de persoana din trecut. Dar pentru alții dintre voi asta este energia trecutului, persoana asta dintr-o zodie de apă sau de aer. Gemeni, balanță, vărsător, pești, văd, ok? Și rac. Pur și simplu așteaptă să luați o decizie, dar voi ați, și persoana asta cade la nivelul de o opțiune pentru că voi nu mai dați importanță. Haideți să vedem împăratul. Împăratul. Împăratul este regina de bâte. Persoana voastră iubită sau voi sunteți persoana la care se gândește această persoană, leu, berbec, săgetător, foarte multă comunicare cu succes. Dacă este vorba de persoana voastră din trecut, o persoană narcisistă și egoistă, așteptați-vă ca persoana asta să vă dea o comunicare în care să vă confirme ceva sau să vă spună ceva anume, cât de mult vă regretă, ok? Pentru că acum îl tratați ca pe o opțiune sau o tratați ca pe o opțiune. Eu să văd cu ce e victoria asta, 6 de bute. Victoria este că persoana asta vă va regreta și asta într-un fel o să vă satisfacă. De ce? Pentru că foarte mulți dintre voi ați acceptat un comportament oribil din partea acestei persoane și v-a făcut să vă simțiți umiliți, umilite, v-a făcut să vă simțiți ca și cum nu ați reprezentat nimic, v-a lăsat în semnul întrebării. Iar această persoană, victoria voastră va fi că această persoană va spune cât de mult vă regretă acum că v-ați găsit pe altcineva. Ok, comunicarea, 8 de bute. Vă va comunica că și-a învățat lecțiile, lecția, 8 de bute. Un rac pe scorpion poate fi împăratul. Comunicarea, 8 de bute. 8 de bute. Că suferă foarte tare cu moartea și 9 de bute. Persoana asta suferă foarte tare după voi. Tocmai acum când vouă nu vă mai pasă. Pentru că voi ați intrat în energia reginei de săbi și anume clar sentimente pentru voi nu mai există. Voi ați început să vă îndrăgostiți de energia nouă. Regele de cupe. Regele de cupe vă vede acum ca pe regina de cupe. Și pentru cele care sunteți zodie de apă, ok? Și aveți de-a face cu zodie de apă. Vă vede ca pe ceva foarte profund. Intuiția acestei persoane îi spune foarte multe lucruri despre voi. Dar de ce așa târziu? Soarele. Persoana asta are lumină acum. În ce are lumină? Ia să vedem cu soarele. Că sunteți o ocazie, o oportunitate o dată care există o singură dată în viață. În ce are claritate? 9 de săbii care are mușcări groaznice. În ce mai are claritate cu soarele? Că aveți pe altcineva. În ce mai are claritate? Și că l-ați părăsit cu adevărat definitiv. Chiar dacă erați despărțiți de foarte mult timp, că acum ați plecat energetic definitiv. În ce mai are claritate? Are claritate că sunteți fericiți pe acest drum către acest nou început. Sunteți fericiți. Și asta doare cel mai tare pentru această persoană. Steaua. Deci așteptați-vă la comunicare din partea trecutului, steaua.
Asta este karma voastră bună pe care voi o meritați pentru cât bine ați făcut persoanei din trecut și cât de urât s-a comportat cu voi. Karma acestei persoane este una foarte urâtă, iar a voastră este una extrem de frumoasă. Steaua. Este tot ceea ce voi ați manifestat și v-ați dorit. Universul v-a ascultat și v-a dat această persoană, care este sufletul vostru pereche. Vreau să fac o clarificare pe 5 de cupe. Dar vreau să vă spun un lucru, s-a întors și diavolul. Persoana asta toxică din trecut, că nu se poate mai toxic decât atât de toxic cu diavolul și 5 de săbii, să știți că nu o să renunțe atât de ușor. Și cea mai mare durere o să înceapă pentru această persoană când relația voastră cu persoana nouă o să se materializeze și o să avanseze cât o să ducă cât mai departe, ok? Iar persoana asta o să înceapă să lupte foarte murdar. Chiar încercând să poate să vă despartă de persoana nouă din viața voastră sau să bage intrigi sau de ce nu chiar să folosească lucruri oculte. Persoana asta are și furie și iubire și lacrimi, dar are pe toate. Dar este prea târziu. Orice ar face această persoană, nu reușește să vă despartă de energia nouă. Pentru că sunteți suflete pereche și energia nouă nu renunță la voi. Bun. Atât am avut și pentru voi cei de la etalarea numărul 2. Acesta a fost video interactiv din această seară. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc, vă pup și vă aștept la un nou video.